belly, but I can get what I want. Too much pressure, too much pleasure, but not much to rely on. Your love ain't free, it's killing me. I want it to end, oh. Cause I've been trying, I've been waiting, waiting for so long. I'm waiting, 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 waiting. Waiting, 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 waiting. It's hard. Doamne, ce mi-e somn. Hello. Ce faceți? Eu sunt în București, e cam 6 seara și sunt în apartamentul închiriat în care vom sta zilele astea. Cam asta este view-ul meu, suntem la etajul 6 și uitați-vă și voi un pic. În partea aia mai devreme a fost un curcubeu, nu știu dacă se mai vede în momentul ăsta, parcă vi l-am filmat. Și da, e ceva, nu știu, suntem într-un complex undeva în vestul Bucureștiului, unde n-am mai fost în viața vieții mele. Abar n-am unde sunt. Mai devreme am fost până la Omega și am luat niște chestii, am mâncat. Iar acum vreau să fac și un duș. Mi este super somn. Astăzi, din păcate, n-am avut deloc energie. M-am trezit înainte alarmei, dimineața m-am agitat foarte tare și tot n-am reușit să rezolv 100% din ce aveam de rezolvat. În tren a fost foarte cald la un moment dat și da, nu pot să zic că stau prea bine cu energia. N-am nici chef de party, din păcate, dar sper să-mi vină toată energia. Vreau să fac un duș și era ideal să și dorm, dar nu cred că o să se întâmple chestia asta, sunt 0% șanse, sincer. Că, în primul rând, ar trebui să mă demachez și să mă machez din nou. Și nu o să fac asta, încerc și o să mă mut în funcție de lumină. Asta e că sunt foarte, foarte multe geamuri pe aici și foarte posibil ca cineva să se uite la mine și să se sperie. În fine, să vă zic o treabă interesantă. Din cauza că în tren nu erau geamuri deschise, stăteam practic la aer condiționat. Și mi s-au uscat ochii atât de tare, am avut lentilele dimineață. Doamne, cât de tare mi s-au uscat ochii. Deci nu cred că vă puteți imagina, super nasol a fost. Și a trebuit să mi le scot când am ajuns aici și să-mi pun ochelarii. Fiindcă era groaznic, mi-am pus și picături de vreo 3 ori, dar nu, degeaba. Dar da. Oameni, copii, chestii. Cam atât, voiam să fac o semi-introducere așa, să vă zic care e starea mea în momentul ăsta, că e așa, lipsă de energie. Dar sperăm să fie mai bine. Și la noapte să mă odihnesc și mâine să am energie. Am văzut că se face și vremea mai faină, soare, chestii. Și da. Cam atât. Let you in.
sunt extrem de conștientă că probabil nu mă vedeți foarte bine. Însă este foarte târziu. E aproape 2 noaptea. Ui, uitați că-mi vedeți și fața. Da, e aproape 2 noaptea și am ajuns înapoi la cazare. Azi n-am reușit deloc, deloc să vorbesc cu voi și să vă explic și de ce. Aseară petrecerea pe care am avut-o s-a încheiat destul de târziu, pe la 3 sau ceva de genul ăsta și vă dați seama, am ajuns, m-am demachiat și m-am pus la somn. Însă n-am dormit foarte bine, mi-a fost destul de frig și aici la cazare unde am stat n-am avut, în primul rând n-am avut ideea să închid geamul și de-al doilea n-am avut o pătură mai groasă pe care să mă bazez. Așa că a fost cam frig. Și am dormit, să zicem, până pe la 12, așa, cu întreruperi. Iar de la 12 la 1 am alergat prin toată casa să fac duș, să mă machiez, ca la 1 să putem pleca, pentru că la 2 începea cununia religioasă la Biserica Mihail și Gavril. Biserica care noi nu știam unde este, aveam două locații în minte, să zic așa, nu știam care e și până la urmă ne-a dus cineva. Thank God! Așa, și a fost foarte mare agitație. Eu am vrut de multe ori să vorbesc cu voi, chiar și pe parcursul zilei, însă vă dați seama că mi-era destul de greu să mă duc așa într-un colț în care să nu fie nimeni, să deschid eu camera să vorbesc, având în vedere că, după cum v-am zis, cred, am fost la, în seara aceasta, am fost la nunta unor prieteni pe care i-am cunoscut cât am stat în București, dar nu niște prieteni, cum să zic, foarte apropiați sau cu multe cunoștințe comune. Adică eu la nunta asta, nu știu, știam de dinainte 4 persoane sau ceva de genul ăsta. În rest, oameni ai cunoscuți, dar oameni foarte faini. Și vă zic cu mâna pe inimă că e una dintre cele mai frumoase nunți la care am fost. Ceea ce e foarte bizar, pentru că v-am zis, nu sunt niște prieteni de viață, nu au fost foarte multe persoane cunoscute, însă vibe-ul nunții, senzațional. În fine, să vă zic cronologic. Cum ziceam, la ora 2 a fost cununia religioasă, care a fost super drăguță. La final, preotul a făcut, eu îmi place să zic, un mini show de stand-up, pentru că chiar a fost super haios. Așa. Și a zis niște treburi foarte, foarte faine. Fotografii erau de treabă. După aceea, de la cununia religioasă, ne-am dus la locația care s-a numit Salon de du Mariage, una din, nu, ceva de genul ăsta, nu mai știu. Mi-e prea somn la ora asta, nu mai tâmpenii, zic. Credeți-mă, până acum, în ultima oră cât am mers cu mașina până aici, cred că, deci, doamne, în fine. Oh, ia uitați-vă în spate cum arată luna. Evident că camera mea nu prinde, dar e așa un pic roșiat, adică, oh my god, e super dacă aveam acum un DSLR. Vai, cât de frumos e, superb, da. Ce ziceam? Da, am ajuns la locație, care a fost undeva în Ilfov. Foarte frumoasă locație, de asemenea, piscină, în care n-am intrat. Ah, bă, că nici focus nu mai vrea să pun acum, pare rău pentru asta. Ah, nu știu ce pot să fac, doar să-mi pun un pic de lumină pe față. Se vede ceva? În fine, vă zic așa, ascultați-mă și voi și uitați-vă la faptul că îmi strălucește cei. Da, deci piscină, v-am filmat pe acolo oricum mese afară și mese în interior, foarte frumos aranjat, foarte tasteful, dacă e să mă întrebați pe mine. Apoi a început muzica, am avut saxofon, a avut loc și ceremonia asta, cununia civilă, foarte drăguță, scurtă, ca toate cununiile civile aparent. Și apoi a început petrecerea. Vă zic și de mâncare, că e o parte foarte importantă a vieții mele. Am avut 2 feluri de aperitive, am avut candy bar, am avut donut bar, am avut pește, friptură și tort. Și vreau să zic că am mâncat din toate. N-am mâncat tot din toate, dar am mâncat din toate. Și sunt extra mega full, 3 zile nu mai mănânc. Însă, deși nu m-am rupt eu cu dansul, fiindcă nu e genul meu și de puține ori mă destrăbălez așa pe ritm, pe ringul de dans, de obicei aștept să se facă, nu știu, 5 dimineața și atunci când e mai puțină lume și sunt oamenii cunoscuți, atunci mă exprim, îmi dau voie așa să dansez, să nu știu ce, dar în general sunt destul de rezervată și prefer să stau eu acolo în banca mea și să ascult muzică și să mă simt bine. Și da, v-am zis, a fost foarte frumos, tot vibe-ul, m-a emoționat dansul mirilor. Eu sunt un hater în ceea ce privește nunțile, sincer. Sunt genul de persoană care preferă să facă orice altceva decât să meargă la o nuntă. Nu-mi plac toate tradițiile, nu-mi plac toate chestiile astea care n-au niciun sens. Ideea de nuntă mi se pare, adică nu mi-am dorit, n-am fost niciodată un copil care să-și dorească, o fată mai ales, să-și dorească să fie mireasă, să-și găsească alesul, să aibă cea mai frumoasă nuntă, să zică da în fața tuturor. Deci niciodată n-am avut chestiile astea. Și, prin urmare, nici nu-mi plac la alții, dar am participat la vreo 2 nunți la care am zis, frate,
știi ce? Cred că mi-ar plăcea să mă mărit. Și asta este cea de-a doua, una dintre ele. Și dansul mirilor a fost foarte emoționant. Deci nu știu, vreau, mi-am dat lacrimile. Deci înainte să înceapă să danseze, mi-am pus și picături în ochi pentru că nu vedeam foarte clar. Nu știu, mi-intrase ceva în ochi, în fine. Și aveam ochii destul de umezi. Și frate, m-au lacrimat și mai tare de la dansul mirilor, fiindcă m-am emoționat. Și serios, deci a fost super fain. Nu știu, s-a simțit totul foarte natural, a fost foarte modern, nu au fost tradiții stupide, nu știu. La fel, se vedea că oamenii care au venit erau oameni apropiați, nu erau oameni care au venit constrânși de situație și pentru că le-a venit la rândul lor, nu știu, cuplul la nuntă și știți ce zic, toată chestia asta care minim îmi scoate din minți. Și nu știu, toate aceste lucruri cumva au făcut ca seara asta să fie super faină. A fost o nuntă clar diferită în sensul că programul, adică a început la 4 și s-a terminat la 2 a început, dacă e să spunem și cu nunia religioasă, dar a început la 2-4, așa, și s-a terminat la 2 dimineața, practic. Fiindcă asta este situația de acum, dar să știți că mie mi se pare chiar fain, pentru că oricum la nunț mănânci 7 feluri de mâncare și e bizar să mănânci noaptea, așa că a picat la fix, zic eu. Da, numai de bine, ce să zic, m-am simțit super. Sunt foarte obosită pentru că în ultimele nopți am dormit extrem de aiurea. Mi-e super dor de pisici. N-aveți idee cât de dor mie de ele. Și mă gândeam dacă să mai stau în București, luni, poate și marți, mă întorc miercuri, avem așa niște planuri. Dar mi-am zis că n-am nici foarte multe haine la mine, n-am nici foarte mult chef, sincer, așa că cel mai bine mă duc eu acasă mâine. Mâine am tren la ora 3. 3 și ceva de genul, mai e unul la 6, dar nu mă trezesc eu la ora aia și până la ora 3 o să văd eu ce fac. Nu știu deocamdată, dar o să vă filmez și vouă. Însă sper în seara asta să dorm bine, mai stau cred că vreo oră trează cât mă demachez, fac un duș, se mai digeră niște, nu știu, carne de porc sau tort sau ce mai mâncat eu în seara asta, după care mă culc și sper să dorm fain. Ce nu cred că v-am menționat sau nu știu dacă v-am zis, nu mai știu, stăm undeva în complex militar sau ceva, e o zonă a Bucureștiului de care, da, bar n-aveam, vă dați seama, suntem în vest, în foarte vest și e așa un complex din ăsta cu multe, multe blocuri noi. Zici că e un oraș într-un oraș, ceva de genul ăsta, deci chiar ești aici, te simți ca într-o stațiune mai degrabă la mare. Ai supermarketuri, magazine, parcuri, tot ce trebuie și e drăguț aici. Da, și este și liniște. Eu când am stat în București am stat la o stradă care era gălăgioasă în timpul zilei, nu mai zic, dar și seara era. Și aici e chiar liniște, deși o să închid geamul noaptea asta ca să nu mai leșim de frig. Tot stând deschis azi noapte n-am avut probleme cu gălăgia, deși acum auziți că mai trec mașini, dar nu e atât de rău. Și priveliștea în sine e drăguță. Nu cred că puteți să vedeți foarte bine, acolo este luna, blocuri și cam așa arată. Da. Cam atât. Mă bucur că am reușit să vorbesc cu voi în seara asta așa cum mi-am propus. Să vă pun așa un pic la curent. Ce să zic, Casa de Piatră Mirilor. Mi-a făcut mare plăcere să vin la nunta asta. A fost așa o decizie spontană. Am zis, hei, de ce nu? Dar a fost o decizie super bună. A fost chiar fain. Și parcă a trecut așa foarte repede, mi se pare. De fapt, a trecut, că ieri am ajuns. Azi a fost nunta și mâine plec. Deci... n-am stat prea mult, n-am avut timp să mă plictisesc, sincer. Mi-a stat așa dată peste cap, abia aștept să ajung acasă, să dorm, să stau cu pisicile, să-mi reintru un pic în ritm, pentru că weekendul ăsta m-a cam scos așa, dar nu într-un sens rău. Gata, mă duc și o să mă despopoțonez, să-mi scot cercii ăștia frumoși, să mă dezbrac și să mă pun la somn. Iar noi ne auzim probabil mâine. Planul meu este să stau prin gară, probabil, că o să plec în jur de 12 de aici și până la 3 când am tren stau în gară. Nu cred că v-am povestit niciodată, dar am fost la un moment dat în Ungaria cu Erasmus și am avut o pauză între trenul de Galați-București și București-Budapesta de 6 ore și am stat 6 ore în gara de nord. Eram cu un grup de prieteni, băi, da, imaginați-vă ce poți să faci 6 ore într-o gară. Da, cam atât, hai că vă las, mă duc și eu la somn și ne auzim mâine. Of an explosion, don't care about anybody else.
am ajuns acasă într-un târziu, pe la vreun 7:30. Și de când am ajuns, m-am pus să fac curat, nici nu m-am schimbat. Doar am pus la spălat, am strâns surfele care rămăseseră, m-am pus să dau cu mătura, cu mătura, să schimb așternuturile, să fac totul, pentru că nu puteam, deși sunt frântă, nu puteam pur și simplu să mă pun în pace, să stau, să le nevesc, să fac mâine, sau nu puteam. Așa că m-am apucat să fac toate astea. Mi s-a făcut foame, am mâncat 3 pierzi și plate, sau 4 câte erau. Și mi-am dat seama că eu în seara asta n-am ce să mănânc. Și cum n-aveam chef să mai ies din casă, am zis hai să-mi comand ceva. Și am dat comandă la Nihao. Mi-am luat niște spaghete și niște frigărui de pui cu susan, vi-l arăt imediat. Și am văzut acolo că ai opțiunea să donezi niște mese pentru copii. Și am donat și eu, am făcut și eu o donație, ceva, nu știu, pentru masa unui copil pentru 3 zile sau nu mai știu ce era acolo. Interesant. Da, ce vreau să vă mai zic, referitor la azi, am fost în cafenea și am stat acolo până când a plecat trenul, în cafeneaua Soul Coffee din Gara de Nord și am mâncat un sandwich cu barbecue, nu știu cum, prosciutto barbecue, care a fost ok, a fost ok, era cam cea mai interesantă opțiune, fără să conțină șnițel sau ceva prăjit, mă rog, avea ceapă prăjită, în fine, n-a fost combinație neapărat, dar a fost ok, avea și castraveți murați, în regulă. Și am mâncat o prăjitură delicioasă. Eram foarte sceptică, mă gândeam că s-ar putea să nu-mi placă. Băi, a fost atât de bună. E Pufa aici care mi împinge camera. Pufarina! Ce vezi? Mi-a fost dur de mine, chiar nu face asta niciodată. Ce faci, fată? Da, o prăjitură tort cu ciocolată, nu știu de care. A fost delicios, l-am mâncat pe tot. Delicios, cremos, așa, era suficient blat. A fost delicios, dacă treceți pe acolo, minunat, eu zic să încercați. Și mi-am luat și o limonadă de la Fru Fru, care a fost și aia destul de bună. Și apoi tren, în tren a fost foarte frig, ca de obicei, când e vară în tren e dat aerul condiționat foarte tare ca să ieșim de frig. Și apoi am luat un autobuz și am venit acasă și de atunci v-am zis ce am făcut. Curat, curat, curat. Acum hai să deschid aici ambalajele astea în care e mâncarea și să vă arăt și vouă ce mi-am luat și să și gust. Spaghetele știu cum sunt, dar frigăruile de pui n-am nicio idee cum sunt. Așa, hai să vedem. Ok. Ah, ce frige asta. Ah, Doamne, cât de tare frige. Ok, aici avem frigăruile de pui cu susan, care arată cam așa. Iar aici avem spaghete pe care n-am vrut să le mănânc acum pentru că frig. O să le răstorn în ceva să se răcească. Fai de mine. Băi, spaghetele astea și multe dintre preparatele chinezești conțin bambus. Mie mi se pare că bambusul miroase și are gust de ceva stricat. De ceva stricat care s-a crit, gen un fruct sau o legumă care s-a stricat. Nu știu de ce ar plăcea cuiva și văd că și spaghetele astea au așa ceva, dar eu o să le vit tacticos. Da, nașpa, da. Oricum, astea sper să fie bune. Arată bine, miros bine. Dar cam fierbinți, deci cred că o să mai le las să răcească și o să mă pun să mai fac altceva, că mai sunt multe chestii de făcut. Și cam atât. Cred că o să închei vlogul acesta aici, ca să delimitez cumva Bucureștiul într-un vlog. Și de mâine voi începe altul. Pot să vă zic că a venit oficial vara, e cald, murim. Deci ok, și săptămâna asta o să filmez alt vlog, să vedem ce se întâmplă, aștept să-mi vină un colet gigantic pe care îl voi filma într-un clip separat, urmează și un giveaway, v-am mai anunțat eu, cred, nu mai știu, în vlogul trecut, cred, trebuie să merg să fac niște cumpărături, deci foarte posibil să vedeți și un vlog de genul ăsta cu cumpărături săptămânale sau cum să o numi, așa. Dar nu știu unde să ajung la Lidl, mă rog, o să vedem. Și o să mai ies pe la sucuri, chestii pe la terase, că dacă a venit căldura, merge și mai bine acum să ies la suc. Can't wait. Da, cam atât. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat la clipul meu. Sper că v-a plăcut și ne vedem foarte curând cu un clip nou. V-am pupat. Pa!